Ceea ce, dragii mei, și bine am revenit! Știu că a trecut atât de mult timp de când nu ne-am mai văzut, dar na, multă muncă, multe chestii, coronavirus, ha, 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 ha. Bun, astăzi vom face un tutorial despre cum poți să îți înlături tatuajul acasă. Eu mi-am făcut sprâncenele acum 10-11 ani, ca să zic așa. Nu era pe acea vreme tehnica cu microblading și așa mai departe. Este tatuaj permanent. Da, m-a ajutat foarte mult față de cum le aveam eu, foarte rare, cu goluri, etc., etc. M-a ajutat foarte mult. Doar că, în timp, elasticitatea pielii se duce, această formă nu mă mai avantajează, căci, da, era frumoasă, nu mai îmi place, ca să zic așa. Dacă ați auzit de cat eyes, acea tehnică de frumușel cu dermatograful, cu creionul, cu pensula, cu ce vreți voi, dungulița, ridică ochiul, așa este și fox eyes. Este forma sprâncenelor mai ridicată, mai arcuită, îți dă efectul de lifting. Pentru că am ajuns la vârstă 31 de ani, ce să zic, încerc să mă mențin pe cât pot posibil. Încerc toată una serie de seruri de chestii, dar din păcate am tenul foarte sensibil. Cum puteți observa acest crater pe a mea față? M-a lins un cățel, eu am tenul foarte sensibil și așa. N-am cum să încerc, adică am încercat toate serurile și cremele de cu efect de lifting, cu acid hialuronic, colagen, chestii, trei socotel. Mă irit fantastic, nu mă înțeleg cu niciun fel și le-am încercat pe toate. Din acest motiv, vreau să schimb forma la sâncene. Nu vreau să mă duc în salon pentru laser, tehnica cu laser, pentru că am văzut într-adevăr că îți rămân niște semne foarte urâte după. Și nu îmi convine. M-am interesat eu frumușel singurică, pe tutoriale, pe chestii. Există într-adevăr o soluție acasă, eu o încerc bine. Mai erau câteva cu apă oxigenată, aveam așa un picuț de panică să le încerc. Această soluție mi s-a părut interesantă, să fiu sinceră. Am aici dermapenul meu, frumos, cu acele, țineți minte, mezoterapia, de am folosit-o pe scalp cu minoxidil. A funcționat cât de cât, părul este mult mai des, dar nu mai stau să mă axez, ca să zic așa. Lasă crească, momentan a ajuns până aici, frumușel. Lasă crească cât de cât. Încerc să nu mă mai stresez, e tot o bene acolo. Cât de cât e ok, m-am apucat cu gândul, nu e nici prea des, nu mai e nici chiar atât de rar, n-are nimic, trecem peste. Bun, tehnica cu mezoterapia, acele, tehnica cu acele, m-am gândit să o încerc, pentru că am văzut într-adevăr că se folosește cât și de cât și în saloane, cu soluție salină hipertonică 3%. Această soluție salină este în mod normal pentru copii, pentru aerosol. Am văzut că se folosește și am zis să încerc și eu. Adică nu are nicio treabă cu înlăturarea tatuajului, dar asta e pentru aerosol. Dar fiind soluție salină, având foarte multă sare, cică ajută să scoată tușul de sub piele. Am văzut într-adevăr un tutorial, o mamă a făcut treaba asta băiatului ei și chiar se vedea diferență. Avea 8 ani de când și-a făcut tatuajul, niște buze roșii, pe gât, așa. Și a reușit, totuși, mama lui, să scoată tatuajul de sub piele cu tehnica asta. Bine, ea avea piston special de tatuaje. Eu n-am. Dar folosesc aparatul de mezoterapie care aproximativ este același lucru. Într-adevăr, nu intră acele atât de adânc cât intră un aparat de tatuaje profesional și așa mai departe. Dar zic să încerc și treaba asta. Bun. Tehnica acum este. Am dat mai întâi că vedeți că am niște chestii. M-am dat deja cu cremă anestezică Romla. Foarte bună.
Se vede? Se vede. A, așa. Bine, am luat un set de 5. Stai să vă arăt. Așa. Foarte bună. Am pus-o deja, am, cred că, 10 minute. Da. Aproape bine. Eu nu mă panichez. Am mai trecut eu și prin alte dureri mai grave. La nas, cel puțin, eu nu prea aveam o formă așa frumoasă a nasului. Din acest motiv am nasul încă roșu, dar nu mă deranjează. Dăm cu corector pe cearcăne și pe nas, nu-i problemă. Eu nu aveam vârful nasului așa frumos. Era ceva de genul ăsta. Exact așa era, foarte urât. Și singură am folosit, că se și vede partea roșie unde am insistat cu acidul hialuronic. Singura am folosit, mi-am băgat acei hialuronic, aia este, nu? Nu prea am panică cu durerea. Eu acum, sincer, să fiu, singura panică pe care o am este să nu rămân cu semne. Adică în timp am văzut că mama acestui băiat a făcut 8 ședințe pe el cu apa salină, lămâie și sare. Iar după 8 ședințe, într-adevăr, îi trecuse... Îi dispăruse tatuajul. De tot. Nu a rămas semn, nu a rămas nimic. În timp se estompa, se duceau culorile. Bine, culoarea, că era roșu. Și asta sper. De asta mi-e frică, să nu rămân cu semne. Am văzut într-adevăr ce semne îți rămân după înlăturarea tatuajului cu laser. Și se vede groaznic și eu sper să nu... Așa. Bun, da, ce să fac? Încerc și eu. Am zis să încerc treaba asta cu voi, totodată. Poate dacă la mine funcționează, puteți să încercați și voi. Nu vă recomand într-adevăr pentru cei slabi de înger. V-ați obișnuit cu mine. La mine e sangre, sangre, sangre. Da, deci o să iasă sangre. Este normal. Asta este. Suferă mă bără frumusețe, dar nu? Așa. V-am zis aparatul de mezoterapie. Dermapenul. L-am folosit pe scalp, l-am folosit pe față, l-am folosit pe gât. Da, este foarte dureros, căci are 42 de ace. Să te tatuezi pe scalp. E aceeași senzație. Tatuaje pe scalp, pe față, pe gât. Dar, într-adevăr, este foarte bun. Foarte bun. Am văzut efectele de după. Și este bun. Pielea mai fermă, mai elastică. E bine. Bun. Deci... Vom încerca cu stilul de mezoterapie, cu apa salină, după ce vom bate bine, 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 vom șterge, iar apoi, cu un cotonaș zeamă de lămâie, și după, într-un final, cu sare. De fiecare dată când îl folosesc înainte și după, bine, am mai multe capete. Dar și cele noi, eu le dau cu spirit înainte. Să fiu eu sigură că e totul bine. Bun! Nu? We don't have no focus. Se audă, se înțelege. Da? Bun, așa. Unde este semnul? Nu știu unde e semnul. A, uite aici semnul. Bun. Să fie la 2, să intre adânc. Bun, să se ducă tot spiritul. Ok. Am oprit-o. Este pregătită. Bun. O să facem înainte și după. Să vedem dacă într-adevăr sunt diferențe. Bun, asta se rupe de aici, dar eu personal, dacă vreau să bag căpșorul, dacă intră, nu știu dacă intră. Bine, am aici un căpăcel, l-am dat cu spirit deja.
să... Să-l dezinfectăm! Ia să vedem. Are loc? Crânsul? Mamă, e perfect, ce să mai... E perfect, a intrat. Perfectă Găurica. Găurica este perfectă. Nu știu în ce să-l pun să nu cadă. Să stai în picioare. Bubule, n-ai voie, adu la mami. Adu capacul. Adu la aici, n-ai voie. A furat capacul, a spurat. Bubule, mă, bubule. Mulțumesc. Așa. Bun. Lăsăm așa. Momentan lăsăm așa. Ok. Acum. Ștergem prima scrunșoară. Mai întâi. Cu un șervețel. Se simte, dar v-am zis, dacă nu vă ține corazonul, nu vă uitați. Dau cu un picuț de spirit ca să fie tot o bene. Să fie tot o bene. Să nu avem nicio problemă, căci totuși va intra adânc. Și baie, și cu sânge. Da, deci v-am zis, nu vă uitați dacă vă panicați, da? Bun! Aruncăm și acest cotonaș, căci încă mai avea puțină crema anestezică. Mai pregătim un cotonaș, căci o să avem nevoie de el. Și un șervețel, căci o să avem nevoie și de acesta. Trust me că o să avem. Așa! Și acum, may God have mercy on us, on our souls, mon. Ok. Am băgat soluția salină. Să nu credeți că vă mint. Se vede sangre, se vede. Bun, ochiul ăsta... Vai, Doamne. Da, la început e ok. E ok. Ca la orice tatuaj. La început e ok. E ok? Normal că e ok. Reziști la durere. După e mult mai greu. Când se bate pe același loc, atunci începe și este dureros. Bun! Un ochi l-am terminat. Trebuie să ne mișcăm mai cu... Ah, hai că e bine. Bun. Un ochi l-am terminat. Ce urmează acum? Bun. Avem aici pregătit deja o bucățică de lămâie cu sare. Deci, pe lângă soluția salină de am injectat-o. Noi? Așa. Acum deja mi-am pierdut cuvintele de tot, căci la un moment dat devine dureros când se bate într-una pe același joc. Trecem peste. Bun. Așa. Acum vine partea interesantă. Bun. Deci, se ia un bățișor. Se dă mai întâi cu zămă de lămâie. May God have mercy on our soul today. Cu siguranță o să doară în braci. Sunt conștientă de chestia asta. Dar vedem. Ok. Ok.
Bun, repede jos, se dă și cu sare. După. Stați așa. Vedeți voi, eu una personal simt că ochiul ăsta deja și-a făcut liftul. S-a liftuit singur. Vai, Doamne, vai, notul ai, Doamne! We be burning, da na 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 na. Gata, e bine. Lăsăm 10 minute și apoi ștergem cu apă căldusă și atâta. Căci... lămâia este arde. Precum clorul, ca să zic așa. Albește. Am zis că da, dar lasă că dau la final. Sau, dacă tot suntem aici, am putea să dăm un picuț. Am zis să fac și chestia asta, dacă tot sunt aici pe ferie. Cât facem treaba asta, dăm un pic și pe cearcăne. Eu am înțeles că e bună treaba. Și lăsăm 10 minute și pe cearcăne, poate căci, fiind clar, mai deschidem un pic cu sculoarea. Gata, e tutto bene. Bun, acum urmează cealaltă sprânceană. Deci mai știu ce am vrut să fac. Nu e că deja, e ceva, adică nu s-a comparat bătutul aparatului. Cu lămâia și seara de după e... Puh! Și când l-am văzut pe fisul lui tanti, după ce l-a bătut tanti cu... Na, spirit, așa. După ce l-a bătut tanti, la fel, cu soluția salină, stătea, n-avea niciun stres. Zic, hai bă, că nu e grav. Eu mă așteptam să fie grav la soluția salină, ținând cont de faptul că totuși are sare și aia. Și o bagi în țesut. În fine. Așa. Ce ziceam? Așa, nu că deja sunt prăjită, adică, haide, cap nu. Bun. Dar stătea ok băiatul, n-avea niciun stres. E, la final. Ho! Săracu. Bă, și eu, șa sangre. La final, când a venit maică sa, cotonașul de lămâie, adică, da, a fost grav. Bun. Am dat cu spirit. Ok. Începem acum cel de-al doilea ochișor. S-a dus soarele? Da? Înțelegeți ce vreau să zic. Oricum dăm pe repede înainte la un moment dat. Mă rog. Oh. N-am treabă cu ochiul ăsta. Auziți ce frumos sună acolo? Ăla e osul. Sangre! Soy un hombre muy arada, que me gusta lo mejor. Mamă, cum arăt, zici că mi-am luat-o. Stați așa să-mi facem. Da? Înțelegeți care și nu? Hai, dar vreți să vedeți mai aproape. Poate vreți să vedeți mai aproape. Vedeți la ce mă refer eu? Sunt foarte lungi și în jos. Foarte în jos.
Warning, graphic content. Soluția noastră, Salină, din incoloră s-a făcut. Cred că mi se prea rău, nu știu, de la atâta durere. Dar jur că am început să văd că parcă se schimbă culoarea, nu știu ce să zic. Văd efectiv că se deschide la culoare. Poate că sunt eu prea prăjită, dar așa se vede, nu știu. Vă să spun cu mâna pe inimă că-și m-a luat amețeala. Nu știu dacă vă dați seama după fața mea. Nu mă dată să la jur. Pentru cei care au impresia că nu e dureros, este. Bun, hai să zicem căci. Asta este prima ședință. Nu de alta, dar... Pe de-o parte, chiar am insistat foarte mult. Am insistat foarte mult cu bătutul. Pentru că n-aș vrea chiar să stau a la lung să fac treaba asta. Adică aș vrea să... Stați așa, că m-a luat cu leșin. Aș vrea totuși să termin într-un timp mai scurt. Să înceapă să se vadă efectele mai repede. Stați un pic, căci acum urmează partea fantastică și trebuie să mă mișc cu talent. Cât sunt rănile deschise. Și știu că o să doară, și știu că o să ardă, și știu. Lămâie, da, după. De nu vă mint, e vorba serios. Se schimbă coșia! Jur că se schimbă! Natura e de mine! Da, deci că mi-a luat un pumn în față. Și acum dăm cu sare. Ai, de capul meu, zici că mi-am luat... Vai, Doamne! Nu. Așa, ce zicem? Bun, am insistat mai mult. Adică am bătut mai mult în același loc. Pentru că vreau să se vadă efectele mai repede.
Băiatul acela de-l făcuse mama lui. Își făcea o ședință pe lună și au fost 8 ședințe, da, deci 8 luni. N-aș vrea chiar 8 luni să mă ducă chestia asta. Adică aș vrea să se vadă efectele cât mai repede. Măcar un pic. Bine, acum nu vreau să mănânc căcat. Bine, n-aveți cum să vă dați seama, e gen cu ochiul liber. Din negre ce sunt ele, se văd negre, da? Tricoul negru, sprâncenele negre, jur căci se văd, se schimbă la culoare, au început să fie un verde ceva. Nu știu ce culoare să zic că e. Dar sincer, bine, nu e asta. Sunt amețită, jur, sunt amețită. Nu știu dacă am. Stați așa să nu uit. Îmi pare rău că n-am apucat să-mi fac o poză înainte. Bine, sigur am sute de mii de poze. Am sute de mii de poze de cum le aveam înainte. Oricum nu se vede efectul din prima ședință. Deci sunt bune și astea de la flăcua. Bun. Deci, cam asta a fost. Eu vreau să fac această procedură undeva la 2-3 săptămâni. Să vedem când o să înceapă să cadă coaja. Am înțeles căci în momentul în care va începe să facă coajă, atunci ar trebui să cadă cu tot cu tuș. Tușul de dedesubt. Cică. Așa am văzut în tutorialele alte. Nu știu, de 2-3 ori pe zi o să mă dau cu lămâie și sare. Între timp, cam înțeles că e bine să dai pe parcursul zilei de 2-3 ori. O să revenim cu update. Vă pup, aveți grijă de trupurile voastre. Știu că a durat foarte mult timp de când nu ne-am mai văzut, dar că se fâne multă muncă din partea mea, căci trebuie. Am și alte chestii pe cap. Dar... Sper că v-a plăcut. Vedem dacă funcționează. De fel, majoritatea experimentelor mele au funcționat. Și cu minoxidilul și cu dermarolorul. Etică. După cum observați, minoxidilul și-a făcut într-adevăr efectul. Doar că m-am lăsat de el. Cât încerc să nu mă mai stresez deloc, nu mă mai gândesc, nu mă afectează. Moving on. Așa. Nu mai încade părul. Oricum mai cade el din când în când. Odată la câteva luni este o cădere masivă. Asta cu minoxidil, căci mă umpleam de păr pe față și pe corp. Eram Wolverine. Și trebuia să mă fac pe față și mă iritam și nu. Las. E destul de frumușel. A crescut până aici. Da, arată destul de bine față de cum era. Da, deci după cum a zis, experimentele mele a zis că funcționează. O să vedem și cu acest experiment. În principiu ar trebui să funcționeze, eu vă jur că văd. Ah, Doamne, încă arde. Arde, uite cum arde, vine că arde. Arde ceva. Eu văd cu ai mei ochișori. Bine, voi nu observați că na, nu este luminat de ok. Bine, iese cu blad. Dar n-are nimic sanghe. Eu văd că deja s-a schimbat culoarea. Adică nu mai este negru intens. Negru de cum e aici, negru. Că aici nu sunt sprâncenele mele, dacă vă uitați. Tatuaj, că eu nu prea am. Ia uite, uite, am și eu 3 sprâncene pe aici. Eu nu prea am sprâncene. Așa. Din culoarea neagră, da, ce era, eu o văd. Sinceră să fiu, s-a făcut un verde, un albastru, ceva, nu știu, se deschide la culoare. Oricum, o să revenim cu update, aveți grijă de trupurile. Nici nu mai pot să folosesc cuvântul ăsta. Sunt pornoist astăzi. Da, aveți grijă de voi, dragii mei, v-am pupat. Un follow pe Instagram, camixa, dacă vreți, dacă nu, numai bine.